dat-o pe doamna Irina Margareta Nistor, care îi separ cei mai netalentați actori ce tot apar în filme. Și acum vreau să te întreb pe tine. Ea știe mai bine ca mine. Dar nu, dar eu nu te întreb asta, te întreb aria ta de expertiză. Ok. Cei mai prost trei bărbați îmbrăcați din România și cele mai prost trei femei îmbrăcate din România. Că știu că tu ești omul care verbalizează lucrurile. Da, n-am o problemă. Problema e că eu tot timpul mă focalizez pe cei care sunt interesanți, nu pe cei care sunt prost îmbrăcați. Pentru că m-aș uita sunt prost îmbrăcați. Adică a spune că unii sunt mai prost îmbrăcați decât ceilalți e ca o competiție între cine oameni. Cine dă cele mai multe gherle? Hai să o luăm altfel. Nu știu, dă niște nume și eu îți validez. Uite pe Dorian Popa acolo. La Dorian Popa nu te poți aștepta să dea gherle sau nu, că e un băiat cu un câine. Nu. N-are nicio treabă. E, nici nu, măcar nu are pretenții că e mai mult de atât. Okay. Că își cumpără o mașină, n-are nicio valoare. Ok. Deci stilul e relaxat, că asta voiam să... Relaxat pe praf, da. Relaxat. Relaxat, ca am să... înțeles. Mai zim tu că... La fete nici nu știu, adică tu te mai uiți la televizor așa, în mod normal. Băi, puțin, eu mă uit la ale mele, adică sunt focusat pe... Hai să luăm așa, show-uri, top 3 artiste. Campanii. Alina Eremia, zim, o dată. E bine, e foarte bine, a evoluat extraordinar de bine. Antonia a evoluat extraordinar Antonia, de bine. Da. Laura, extraordinar de bine. Zim tu, mai zim niște cântărețe. Misty, iar îmi place foarte tare. Da. Soția lui Cheo. Delia. Delia e extrem de bine. E foarte curajoasă și joacă tot timpul pe marginea prăpăstiei, dar întotdeauna stă în picioare. Bravo. E chiar, mi se pare, cea mai interesantă și curajoasă dintre creative. Celelalte se duc cumva în zona lor safe și o fac foarte bine, cel puțin în cele care am discutat noi. Ina? Ina, măi, e interesant. Ina și-a, stilistul ei și-a dat seama că trebuie să o țină în chiloți, mult în chiloți, pentru că e foarte mică. Și atunci ea lucrează doar în partea de sus. Chiloți cu ceva, chiloți cu ceva. Dar e expresivă, nu știu ce mai face, dacă când pocnește, mai pocnește. A ieșit din lumina reflectoarelor, cumva, din punctul meu de vedere. Adică Delia, Antonia, i-au luat mult din aur la noi, poate că afară, mult mai bine decât ele. Da. Dar chiloți cu ceva, mi se pare sistemul cel mai clar pentru ea. Chiloți cu ceva, deci am învățat ceva nou. Cine? Cine? De TJ Miles, da, mă, uite TJ Miles, că TJ Miles e foarte flashy așa. Mami, cine e TJ Miles? Îmi pare rău. E la Survivor acum, are poartă mult Amiri. Nu, îl știi? Nu știi pe TJ Miles? Îmi pare rău. Iarăși m-a distrat DJ Hara, dacă vrei. Da. Care are un joc foarte straniu între ultra sexual și simplu. La ea e un binom acolo foarte interesant. Cred că cel mai radical binom între sexualitate, senzualitate și urban. Okay. Greu, dar am avut-o la un show pe care l-am făcut, ultimul show, și arăta extrem de bine, în sensul că avea un costum masculin, dar tot așa cu tatuaje și sânii cumva și la vedere, dar interesant. Înainte. La băieți, stai să mă gândesc la băieți, care sunt cei mai cunoscuți? Îmi place Smiley, da? E ok, da. Da. Are, știu și Irina Voica, cea care îl îmbracă pe Smiley, majoritatea cazurilor. E un designer care l-am avut plăcerea să lucrez încă de la începutul apariției. Velea? Ei. Velea nu e prea hyper? Nu e ușor prea hyper? Velea nu, e foarte el. Uh-huh. Și ca și Cerebel, există Cerebel, da? Cerebel, care sunt foarte în registrul lor, dacă poți să spui că deja și-au creat un stil al lor. Așa cum și Smiley, datorită conexiunilor multiple cu Irina. Îmi place Irina Rimes. Foarte bine. Și cu evoluția pe muzică și evoluția pe haine. Uneori o mai dăm bară când la show. Adică uneori extrem de bine, alteori forțează și nu o prinde, dar de cele mai multe ori e foarte coerentă și e foarte bine. Cel puțin în ultima perioadă, cele care reușesc să iasă, nu reușesc să iasă decât dacă sparg un plafon calitativ. Și atunci majoritatea chiar merg bine.